Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Contra-Atac. Vorbim în această frumoasă după-amiază de Blue Monday, așa spune multă lume, că astăzi se întâmplă tot felul de nenorociri. E ziua în care toată lumea este pe depresie, așa am auzit. Noi suntem aici veseli și fericiți pentru că, iată, vorbim cu invitatul nostru într-o dublă postură pentru prima oară astăzi. Este vorba despre Vlăduț Simionescu, judoka al nostru, care devine din luptător antrenor, dar rămâne și luptător, nu? Bun venit la noi, la mulți ani, Vlăduț! La mulți ani, bine v-am regăsit! Hai să vedem, să o luăm cu începutul. Anul 2023, sau mai exact Moș Crăciun, ți-a adus o nouă postură, aceea de antrenor. Se pare că te îndrepți așa cu pași încet și siguri, nu? Că nu sunt rapizi, încet și siguri către o dublă carieră. Ce preferi din astea două? Cum vezi noua ta poziție? Da, într-adevăr, începutul de an a venit cu o nouă colaborare în cadrul clubului CS Politehnica Iași. Într-adevăr, am ajuns și cumva în postura de antrenor, cu toate că obiectivul principal rămâne calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Nu o văd ca o chestie nouă, pentru că oricum cât timp sunt în sală la antrenament, comunic cu băieții din sală, încerc să-i ajut, să le dau variante, să le împărtășesc din experiența mea și cred că lucrul ăsta a devenit firesc oarecum și pentru mine cel puțin nu reprezintă o chestie nouă, doar că s-a concretizat pe hârtie. Asta e ideea, că acum parcă responsabilitatea e și mai mare. Înainte dădeai un sfat, dacă voiai îl dădeai, dacă nu, nu. Cam așa era situația, deși tu întotdeauna ai fost deschis față de colegii tăi și eu știu lucrul acesta. Dar acum, practic, e o responsabilitate în plus pentru tine și nu cred că ți-a din timpul de antrenamente personale, dar cu toate astea, oricum, trebuie să te focusezi mai mult timp pe povestea asta cu judo. Da, cu siguranță va trebui să îmi îndrept atenția ușor-ușor mai mult spre partea asta. Nu cred că îmi va diminua mie perioada de pregătire sau chestii de genul ăsta, pentru că antrenamentele sunt la comun, adică sunt în sală tot timpul și eu cred că o să fie mai simplu decât mă aștept, pentru că îmi doream cumva să fac chestia asta și nu o văd ca pe, nu știu, ca pe o datorie sau ca pe un job sau nu știu, pur și simplu chiar îmi place să fac treaba asta și cred că de asta o să fie și mai ușor. Într-adevăr, responsabilitatea este mai mare, dar cred că ușor-ușor o să fie din ce în ce mai ok. Cum te privesc acum colegii? La S-a fel. S-a schimbat ceva, nu? Nimic? Nu, dar le-am spus și lor, nu se schimbă nimic, adică rămânem la același nivel, discutăm la fel, comunicăm la fel. Asta e doar să zicem, un titlu pe hârtie, dar eu rămân același, relația mea cu băieții în sală rămâne aceeași. Cum a fost 2022? A fost un an dificil din multe puncte de vedere, dar pentru tine personal, în calitatea ta de sportiv, că zic dificil că am trecut prin tot felul de crize, prin tot felul de probleme geopolitice, dar le lăsăm pe astea deoparte, să ne focusăm doar pe ceea ce ai făcut în 2022. Crezi că puteai mai mult? E ok ce s-a întâmplat? Cum vezi anul care tocmai s-a terminat? Într-adevăr, a fost un an greu, un an complicat. Un an în care am avut parte de foarte multe evenimente mai neplăcute, să zicem. Un an un pic mai sărac din punct de vedere a rezultatelor, dar trebuie să fiu realist și să mă mulțumesc și cu aceste rezultate, chiar dacă în sufletul meu sunt conștient că n-au fost la fel de bune, dar trebuie să mă motivez să merg mai departe și să-mi doresc mai mult pentru a putea să mă antrenez mai bine, să concurez mai bine și să aduc rezultate mai bune ca anul trecut. Și să fii totodată un model pentru, iată, cei pe care îi ai acum în sală, colegi și totodată și elevi. Da, într-o dublă postură. Bun, mai este doar un an și un pic până la Olimpiada de la Paris. Visul tău de a ajunge și acolo, cât de greu e parcursul pe care îl mai ai de efectuat? O să știi că va fi un parcurs foarte dificil, foarte greu, dar eu sunt optimist,
Problema principală rămâne finanțarea pentru pregătire și pentru turnee. Sper ca primăria municipiului Iași să continue proiectul Ambasadorii Iașului, pentru că am primit o finanțare destul de bună în cadrul acestui proiect, care m-a ajutat foarte mult, și dacă s-ar continua cu proiectul respectiv, jumate de an ar fi acoperit, aș putea să mă mișc, să merg la stagii de pregătire, aș putea să fac o perioadă de pregătire bună și să reușesc să urc cât mai mult în clasament din nou, pentru că asta e cel mai important. Punctele până în vară sunt la 50% și din vară vor fi 100% pentru Olimpiadă. E important să mai acumulez câteva rezultate, 2-3 rezultate până în vară, pentru că e bine să ai alea 5 rezultate de 50%, să le ai pline, pentru că contează foarte mult, chiar dacă sunt mai puține să înjumătățesc, dar sunt importante. Și din vară încolo până în vara anului 2024, pentru că la noi cam până acolo se duce calificarea, să reușesc să mai iau încă 5 rezultate bune, să pot să mă clasez în primii 18 și să mă calific la a treia ediție de Jocurile Olimpice din carieră. Ai un vis mai mare? Ai avut vreodată un vis mai mare? Sau se poate exista un vis mai mare decât Olimpiada? Să știi că nu. Ăsta e visul suprem a oricărui sportiv. Bine, acum, având în vedere că am trecut și pe partea asta altă de baricadă, îți dai seama că îmi doresc să ajung la Olimpiadă și ca antrenor cu sportivii pe care o să-i antrenez. Va fi foarte dificil, foarte greu, pentru că, vezi și tu, din păcate, sportul în România se degradează de la an la an și se tot încearcă tot felul de proiecte pentru a redresa sportul de masă și sportul de performanță. Vedem ce o să fie în anii următori, dar din păcate vezi că lucrurile merg din ce în ce mai rău pentru noi. Dar chiar cum vezi tu povestea asta cu strategia pe 10 ani? Acum, din postura asta nouă, ar trebui să te intereseze și mai tare, că până acum poate că antrenorii erau, sau mă rog, conducătorii erau cei care erau implicați în povestea cu banii, voi sportivii mai puțin. Dar acum, iată, când treci pe partea cealaltă a baricadei, parcă te apasă și mai tare povestea asta cu strategia. Eu una n-am înțeles nimic din strategia ministrului Novak, trebuie să recunosc, dar poate că mă lămuresc cei care vin invitați pe aici. Sincer, nici eu n-am înțeles-o foarte bine. Bine, trebuie să recunosc că nici n-am stat să o citesc în amănunt, să citesc proiectul în amănunt. Nu pot să zic decât că trebuie să fim optimiști. Nu știu, să încercăm să credem în treaba asta. Oricum, din punctul meu de vedere, într-adevăr, vom avea nevoie de o perioadă îndelungată de timp să reușim să construim un sistem care să funcționeze. Vorbim de sporturile care la ora actuală nu funcționează la fel de bine precum, nu știu, canotajul sau natația sau tenisul de masă. Federații care funcționează, care au un sistem și care funcționează bine. Noi restul trebuie să încercăm să găsim o variantă și un sistem care să dea randament și într-adevăr ai nevoie de timp, pentru că lucrul ăsta nu se poate întâmpla de pe o zi pe alta sau de la an la an. Ai nevoie de o perioadă mai îndelungată din punctul meu de vedere pentru a reuși să implementezi un sistem care să dea roade într-adevăr. Pentru că, iată, mă uit la, de exemplu, hai să nu vorbim despre judo neapărat, vorbim despre gimnastică, o ramură sportivă care aducea foarte, foarte multe satisfacții României în general și nu în urmă cu vreo 100 de ani, ci acum de curând. 20. Și uite ce se întâmplă, adică nici fotbalul nu mai dă randamentul pe care l-a dat odată, nici gimnastica și atunci... Mă gândesc că dacă sporturi care se bucură de totuși de o finanțare destul de mare, cum e fotbalul, și nu pot scoate capul, la voi e și mai îndreptățită toată poziția asta în care voi nu puteți să scoateți niște rezultate și, Doamne ferește, că voi munciți foarte mult, dar nu rezultatele alea de aur, 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 aur în continuu pe care ni le-am dorit cu toții, pentru că, până la urmă, totul se rezumă și la bani în zilele noastre. Cu siguranță, asta e un factor determinant.
situația financiară a sportivului contează foarte mult în zilele noastre. E foarte important ca sportivul să aibă o stabilitate pentru a se putea antrena și pentru a da randament la antrenament, de a progresa. Pentru că dacă te duci la antrenament și stai cu gândul la ce faci mâine sau de unde mai faci rost de bani mâine sau chestii de genul ăsta, sau cum ai două săptămâni până ți intră salarul și cine știe cât e și salarul ăla, normal că... În câte minute îl termin, da. Exact. Normal că nu ești acolo concentrat pe ce ai de făcut. Și am ajuns la concluzia că e foarte important să fii prezent întru totul când ai călcat în sala de antrenament sau, mă rog, pe teren. Dar să știi că una din problemele care cred eu că a dus la degradarea asta a fost intervențiile. Și când mă refer la intervenții aici, băiatul lui X, băiatul lui Y, pus situații în care să fură locul la un sportiv care poate e mai talentat și mai muncitor și ajunge să se lase, da, să renunțe, pentru că nu poate să meargă mai departe din cauza unei bariere de genul ăsta. Am văzut foarte multe cazuri de genul ăsta și eu cred, cel puțin la sportul ăsta, la judo, am văzut situații de genul ăsta. Situații în care unii sportivi au fost favorizați, să zicem, că e de la clubul X, că e de la clubul Y, că tata X, tata Y, și alții s-au lăsat pentru că n-au avut șansa, n-au avut oportunitatea să meargă mai departe. Asta e foarte grav. Bineînțeles, dar asta nu e o, cum să zic, nu e un lucru nou. Adică și la fotbal se întâmplă. Bine, asta. Se adică întâmplă pe toate planurile, măcar nici cred că nu doar în sport se întâmplă lucrurile astea. Exact. Se întâmplă în toate domeniile posibile, dar rămâne un lucru foarte grav, pentru că până la urmă ar trebui să primeze talentul și ar trebui să primeze talentul și munca, că degeaba ești talentat dacă, exact, dacă degeaba ești talentat dacă nu și faci ceea ce trebuie și stai, ai o viață extrasportivă care să-ți dăuneze până la urmă evoluțiilor. Și infrastructura este iarăși o problemă. O problemă majoră. Majoră, da. Așa este. Să n-ai stăli unde să te poți antrena. Eu la asta visez. Sper că nu știu, nu pot să zic în viitor apropiat, că e un pic cam exagerat, dar mi-aș dori ca în următorii 10 ani, 15 ani, poate să reușesc să fac o sală de judo în Iași, așa cum îmi doresc eu și cum am văzut eu afară. O sală care nu va mai exista probabil la noi în țară. Mi-aș dori foarte mult să reușesc să aduc să implementez un stil de saltea care se folosește, din ce am văzut eu, în mare parte doar în Japonia și care ajută foarte mult la dezvoltarea copiilor. De ce? Pentru că are un sistem de flexibilitate foarte mare, toată suprafața, iar în momentul când alergi pe ea sau când calci pe ea sau când pășești, flambează. Dacă copilul lucrează de mic pe sistemul ăla instabil, automat ligamentele de la gleznă, genunchi, șoldure, că sunt mult mai bine dezvoltate și sunt mai puțin dispuși la accidentări, lucru care ajută foarte mult. Și mi-aș dori să reușesc să fac treaba asta, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de infrastructură. Uite, copii sunt. Uite, am fost în decembrie la Clubul Sportiv Școlar Unirea și le-am dus dulciuri la toți copiii de la secția de judo. Sunt 160 de copii care fac judo. În județul Iași. Nu punem în municipiu. Bun, din 160 nu vor ajunge toți, să zicem. Nu, dar ai de unde. Da. Măcar și 5 dacă rămân din ăștia 160. Din ăștia 160, da? Să zicem că vreo 10, cred, sau 8, ceva de genul ăsta, sunt optați la loturi. Da, păi, vezi, deci ce spuneam? Eu am zis măcar 5, eu am fost și mai pesimistă din 165. Adică sunt variante, ca să mai punem și pe ceilalți din afara Iașului, la Târgu Frumos, din satele de pe acolo, că sunt oameni care se ocupă cu dezvoltarea judoului și în mediul rural, la Vlădeni. Bine, adică pentru asta cred că ți-ar trebui și un sistem, nu ție personal neapărat, dar judoului în general sau celor care se ocupă de ramura asta sportivă, le-ar trebui și un sistem de scouting. Adică oameni care să poată fi plătiți... De asta se face foarte simplu. Pentru că ai deja antrenori acolo care se ocupă de copiii ăia și... Și să vină doar prin recomandări. Nu neapărat prin recomandări. Ei trebuie să vină la un moment dat să facă liceu, nu? Da. Sau școală. Da.
Și îți dai seama că majoritatea părinților ar opta să-i aducă la într-un oraș mai mare, unde sunt variante mai multe pentru școli. Nu? E, dacă el are o bază pusă corect acolo, de unde vine, de unde a început, și vine în oraș și face școală, de ce să nu facă și antrenament aici, să se mute? Exact, da. E simplu. Adică eu, pentru mine, eu văd un lucru simplu. Da, problema e dacă părinții respectivi ar avea și bani să țină copilul... Păi aici trebuie să intervină cluburile, din punctul meu de vedere, și să ofere condiții. Sau ministerul. Sau ministerul. Că da, tot vorbeam. Se poate face și la nivel național treaba asta, că nu e legat doar de judo. Se poate face, se poate profita de treaba asta pentru toți. Drept dovadă, canotajul, tot sportivii de la canotaj sunt din orașe mai micuțe sau sate sau... Că tot vorbeam despre strategia da, asta. Da, puțin care vin din oraș. Și știi de ce? Pentru că în oraș copilul este mult mai, cum să zic eu, ca să nu comod. Deranjez, că mai mult ca sigur mult o să deranjez. Comod. Da, mult mai comod. Hai că o spun eu, mult mai comod. Sunt mult mai comozi, într-adevăr. Sunt puțini părinții aia care conștientizează importanța mișcării și duc către un sport. Iar dacă vin la un sport, îți dai seama că nu sunt la fel de receptivi. Că se duc acasă, se mai joacă un pic, mai nu dau importanță, înțelegi? E, dacă un sportiv, dacă aduci un copil din mediul rural și îi zici să facă, nu știu, 100 de flotări, el îți face 100 de flotări și nu te întreabă de ce. Da. Înțelegi? Asta e diferența. Sunt și în orașe copii talentați și care vor să facă performanță. Nimic de spus. Dar sunt și foarte mulți copii comozi. Și asta din cauza părinților, în principiu. Și lucrul ăsta ar trebui schimbat și ar trebui înțeles. Eu sunt de acord, având în vedere că suntem în era tehnologiei, sunt de acord că copilul trebuie să învețe să umble și pe gadget-uri sau pe accesorii de genul. Dar stai liniștit că asta știu de la 2 ani, nu? Da, cu toate, da, exact. Dar cred că ar trebui să se îndrepte un pic și spre sănătatea asta fizică. Și având sănătate fizică, să știi ca și sănătate mentală. Și se dezvoltă, un copil se dezvoltă mult mai bine și mult mai corect dacă practică un sport. Poate să nu ajungă la înaltă performanță, că la înaltă performanță sunt puțini care ajung, într-adevăr, pentru că e greu. Dar să facă până la un anumit nivel. Să aibă un program, să fie disciplinat, să nu lipsească de la antrenament, să nu lipsească de la școală, să știe ce să mănânce. Și să știe când trebuie să mănânce, că și asta e important. Da, sunt foarte multe lucruri care, din păcate, nu sunt tocmai dezvoltate în România și probabil că și asta e unul dintre considerentele pentru care nu mai facem performanță de bucată de vreme încoace. Mai avem doar 2 minuțele și aș vrea în astea 2 minuțele să ne spui gândurile tale pentru un 2023 mai bun, așa, din postura asta nouă de antrenor luptător. Mi-a plăcut asta cu antrenor luptător. Oricum, cred că nu există un cuvânt care să te caracterizeze mai bine pe lumea asta decât acela de luptător. Mulțumesc! Ce pot să-mi doresc? Îmi doresc să fiu un an mai bun decât cel care a trecut. Cum am spus, pentru mine a fost un an foarte dificil, din toate punctele de vedere și pe toate planurile. Sper ca 2023 să mi-aducă rezultatele care mi le doresc și pentru care muncesc. Să pot să reprezint cu mândrie orașul și țara. Și să mă apropii cât mai mult de calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris și, bineînțeles, să fac și primii pași ca antrenor, să mă duc cu băieții la concursuri și să reușim să cucerim cât mai multe medalii. Doamne ajută! Să îți dea bunul Dumnezeu exact ceea ce îți dorești și un pic în plus. De Doamne la ajută noi, la toată lumea! Cum spun de fiecare dată. Și sper să vii aici să ne povestești despre medaliile acelea dobândite și în postura de antrenor. Cu siguranță! Pentru că astea din postura de luptător le știm cu toții și ele vor continua cu siguranță să vină. Sper ca 2023 să fie drumul către 2024 și să te aducă acolo, la Paris, unde vrei tu, nu ca să
vizitezi turnul Eiffel, ci ca să ai multă treabă și să te întorci cu rezultate bune de la Olimpiada. Exact. Mulțumim tare mult, dar ne mai vedem până Doamne iartă-mă, până pleci la Olimpiada, cu siguranță, de mai multe ori. Iar noi, dragi telespectatori, în a doua parte a ediției de astăzi vom urmări gândurile antrenorilor, conducătorilor și a celor care se ocupă de Politehnica Iași, pentru că iată s-a reunit Politehnica săptămâna trecută cu forțe proaspete și cu gândul doar la play-off-ul sezonului de Liga a doua și de ce nu la clasarea la finalul play-off-ului pe una dintre primele două poziții care duc automat înapoi în elita fotbalului românesc, acolo unde ieșa de bine Iașului. Dar totodată vom afla și gândurile de început de an ale unui alt antrenor jucător de această dată, nu luptător, dar și luptător, Andrei Patache de la FC Botoșani, care a acordat un interviu în care a vorbit despre ceea ce consideră că se va întâmpla de aici încolo la FC Botoșani. Așa că rămâneți alături de noi și după pauza de publicitate. Eu sunt Laura Cristiana Culubei. Vă dau întâlnire și lunea viitoare de la aceeași oră. Până atunci însă să auzim numai de bine în sportul ieșan și nu numai. Să rămâneți negativi și optimiști, că iată, se pare că iarăși s-au întors toate valurile de gripă și tot felul de alte boli, COVID și orice altceva, și bineînțeles să fie pace și liniște în lume, pentru că de asta avem nevoie cu toții pentru a ne dezvolta frumos. Rămâneți alături de Iași TV Live. Pe curând!